Consilierea celor 1.020 de studenți care au reprezentat grupul țintă al Universității Aurel Vlaicu s-a încheiat. În acest moment se desfășoară ultimele etape pentru cele două concursuri, de stagiu de practică intensivă internațională, respectiv cel pentru cel mai bun plan de dezvoltare al carierei. Astfel, la stadiul de practică internațională de la Torino, din perioada 21-28 septembrie, vor participa 5 studenți care au fost desemnați câștigători. În ceea ce privește concursul Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei, acesta se află în faza depunerii dosarelor de către studenți în vederea participării la selecție. Proiectul Student Consiliat Excelent Viitor Angajat este un proiect de succes. Deja 1.020 de studenți au fost consiliați. Urmează stagiul în Italia. 5 studenți au fost deja selectați pentru un stagiu internațional. Iar concursul Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei se află deja la final de drum. Este un proiect care a însemnat enorm de multă muncă, câteva mii de pagini în raportarea, ziceam la comentarii de presă că sunt 2000 de pagini pe lună ca raportare. Gândiți-vă deja câtă elaborare, câtă muncă, cât efort, dar sigur și satisfacție în acest proiect. Student consiliat excelent viitor angajat în fază finală, Universitatea Aurel Vlaicu ca și partener 1 și-a îndeplinit indicatorul de consiliere, indicatorul care spunea că universitatea noastră are un grup țintă de 1.020 de studenți. În această lună mai pleacă încă 5 studenți în Italia într-un stagiu de practică. Felicitări echipei care a muncit la acest proiect. Suntem în etapa în care cei 1.020 de studenți din grupul ținta universității noastre au fost consiliați. Se desfășoară ultimele etape, atât la stagiul pentru practică internațională intensivă în Italia, cât și pentru concursul Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei. Urmând să, în cele ce urmează, vom urmări realizarea indicatorilor cu care va trebui să încheiem proiectul. După finalizarea celor 3 etape de selecție și a simulării unui interviu de angajare, vor fi premiați 8 studenți, cei mai buni dintre cei prezenți. La finele proiectului, câștigătorii concursului Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei vor beneficia de un premiu de câte 2000 de lei.